dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici, la Dale Dimineții. O altă dimineață așa plină de iubire, pentru că de fiecare dată când deschidem ochișorii dimineața, înseamnă că Dumnezeu ne iubește și înseamnă că ne-a mai dăruit o zi. Cei care au văzut deja postarea mea de dimineață, astăzi am primit niște flori superbe și mulțumesc invitatului meu, nu dezvăluim încă cine e, deși cei care ne urmăresc deja știu cine e alături de mine în platou, dar nu vreau să trecem chiar așa foarte repede mai departe, pentru că vreau să dau citire la câteva versuri, dragii mei. Nu multe. Așa, o strofă, două. Și zice poezia că fiindcă el, și zice, de ce îl pomenesc pe Dumnezeu mereu în versul meu? Fiindcă îl port în gând oriunde și oricând, fiindcă-i mereu în viața mea și n-am cum al uita, fiindcă în fiecare dimineață cu el stau față în față. Găsiți poezia, o să vedeți unde o găsiți și despre cine a scris-o și de ce a scris-o. O să ne povestească în această dimineață invitatul meu, Dorin Olariu. Bună dimineața! Să rămână și bine v-am găsit și mulțumesc de invitația făcută. Ieri dimineață am spus că astăzi o să am căsuțe. Și le am. Uitați aici. Nu prea fac eu rabat de la nu-mi ține cuvântul. Când spun un lucru că îl fac, îl fac. Și impresionant e că și domnul Olariu face la fel. Când zice fac o casă, face o casă. Așa cum am spus în promo, de ce căsuțe și nu căsuțe mari, câtă pasiune, câtă migală, cât timp, câtă dăruire pune în fiecare căsuță, câtă dragoste pune în fiecare poezie, în fiecare vers pe care îl scrie, o să aflăm astăzi aici, la Dale Dimineții. Dragii mei, spun de fiecare dată că nimic nu e întâmplător. Și de fiecare dată mi se confirmă că în viață nimic nu e întâmplător și tot ce facem, facem cu ajutorul bunului Dumnezeu. Știți că eu, așa în timpul când nu suntem aici în direct la Dale Dimineții, fac și muncă de teren și îmi place foarte mult să merg la știri. L-am întâlnit pe domnul Olariu cam pe la toate festivalele de folclor și nu numai, dar acolo în mod special l-am văzut mereu cu ochii ațintiți spre acești artiști care ne duc mai departe tradițiile. Am văzut că e prieten cu acești oameni minunați care își dedică viața în mare parte pentru a păstra ce noi am primit de la străbunii noștri. Și am avut o întrebare la un moment dat, la Vața, acolo s-a întâmplat, la Festivalul Taragotului. Cine e de fapt Dorin Olariu? Și acolo am aflat primele detalii despre acest om care are două mâini minunate și care face lucruri deosebite cu ele. Pe urmă am aflat eu mai multe, pentru că bate-l să-l bată norocosul ăsta de Facebook pe care noi îl blamăm, ne aduce, așa cum mă spun în fiecare zi, ne aduce și lucruri minunate în viața noastră dacă știm să căutăm lucruri care sunt bune pentru noi, rele pentru noi, că de fapt noi alegem. Domnul Olariu, frumoase, sunt superbe, sunt, nu știu, de-a dreptul, sunt lucrate, ne uitam ieri când le-a adus, în cel mai mic detaliu. Au mânere, au perdeluțe la geamuri, sunt, nu știu, cred că prea Dexul e sărac în dimineața asta, nu mă prea ajută. De unde pasiunea
sau când ați descoperit pasiunea pentru a face aceste lucruri? Da. Adineori ați spus de ce mici și nu mari. De ce mici și nu mari? Am făcut și, deci prima, a fost o casă mai mare. Când eram elev în școala generală, făceam practică la tâmplărie. Pe vremea să învățam meseria în atelierele școlare. Și da, atunci am făcut cu colegii și cu maestru care ne învăța o căsuță tip camping, care a ajuns la baza de agrement la Șoimuș, care astăzi nu mai este, și o mobilă de bucătărie, mobila aia tradițională de bucătărie, pe care o avea toată lumea în casă, sau majoritatea oamenilor. Și cred că de acolo, așa, pasiunea pentru a lucra cu lemnul, și s-ar putea să fie și din familie, că bunicul meu din partea tatălui a lucrat tâmplărie, dulgherie, un unchi, un frate de-a tatălui meu și probabil de acolo. E, acum, de ce mici? Mici pentru că e mai ușor de lucrat și, cum să vă spun eu, pun așa parte din sufletul meu la fiecare din aceste lucrări. Vă fac o mărturisire. Prima casă mică pe care am construit-o, căsuță așa, a fost una specială, făcută din napolitane. Din napolitane? Da, da, din napolitane, lipită cu cremă Nutella, așa frumoasă, cu curte, cu o grădină, cu flori cumpărate din cofetărie, la aniversarea 25 de ani de căsătorie. Așa, i-am făcut cadou soției. I-am tot promis că o să-i fac o casă și n-am reușit decât un apartament să luăm. E, și atunci am făcut eu așa o surpriză pe când vine ea de la serviciu, o căsuță mică, frumoasă, și aia a fost prima. E, și după aia am început cu lucrări pe care le-am donat, le-am dăruit unor instituții, persoane, biserici și așa. Cele care le vedeți aici, încă le mai am, așteaptă și ele să fie... Să-și găsească locușorul. Da, da. Le-am găsit locușorul, dar la momentul potrivit vorbim și despre fiecare în parte, dacă... Vorbim despre fiecare în parte. Avem și poze, dragii mei, că minunatul ăsta de Facebook, când vrea și când îi spunem că îl iubim și îi trimite în lumină, ne scoate în cale minunății. Și avem o sumedenie de poze, mai puține decât de obicei, trimise de domnul Olariu cu lucrările domniei sale, și o să le vedem imediat. Și o să-l rog pe Rosi, bună dimineața, Rosi, și mulțumesc că ești alături de mine ca în fiecare dimineață, să le lași până ne spune domnul Olariu fiecare poveste, că pentru că ineditul în tot ce facem în această dimineață și ce aducem în casele, în sufletele dumneavoastră, fiecare căsuță are o poveste, dragii mei, că nu sunt ele foarte multe, sunt atâtea câte bunul Dumnezeu i-a luminat domnului Olariu sufletul, mâinile și mintea să le construiască. Avem aici o căsuță care are și ea povestea, da, ei. Da, fiecare are câte o povestioară și așa în câteva unde e căsuța, că fiecare, da, căsuță pleacă. Știți, când se căsătoresc doi tineri, toată lumea le spune casă de piatră, casă de piatră, casă de piatră. Eu m-am gândit să fac pentru doi prieteni de-ai mei, Ramona și Cosmin le spun numele, o căsuță. Când s-au căsătorit ei, și le-am făcut și le-am dăruit căsuța. Ea este la ei acasă, s-au bucurat de ea, vedeți, are și perdele, are de toate. Da. E un vis care devine realitate, că probabil uitându-te în fiecare zi la căsuța,
pe care o primești cadou la Unirea Destinelor poate să devină un vis pentru doi tineri. E în Deva? E în căsuța? Nu, căsuța este la ei, la Sfânt Andrei. La acolo Sfânt Andrei s-a dus căsuța da, asta. Da, acolo următoarea este. Căsuță, o altă, asta e, este o am. Căsuța. E aici, la mine. E superbă, dragii mei. Care povestea acestei căsuțe? Dacă ar fi fost să-mi fac o casă adevărată, cam acesta ar fi fost modelul. Deci, din imaginația mea, mă rog, și inspirat de alte poze, case, și am fost pe la muzee multe, și pe la București, și pe la Sibiu, și prin multe locuri, și în țară am fost și am văzut. Asta am făcut așa din imaginația mea. Pentru că fiecare trebuie să aibă o poveste, m-am gândit eu să îi facem și ei o poveste. Îi facem. Care e povestea? M-ați întrebat unde e casa aia și probabil o să mă mai întrebați și de altele unde se află. E, asta se află acum aici. Așa. O arătăm așa. Și va rămâne aici, la dumneavoastră. Mulțumim mult de tot. Da. E foarte frumoasă. Mulțumesc. Sper cred să că vă placă. Și a văzut că m-am îndrăgostit de căsuță. Mulțumim. Avem o să rămân aici în biblioteca noastră din sufrageria de la Dale Dimineții și vă promit solemn că să am foarte mare grijă de ea, pentru că dragii mei, mi-a spus domnul Olariu când am vorbit prima dată despre aceste minunate căsuțe că ele nu se vând. Deci dacă vreți să cumpărați, nu veți găsi. Ele se dăruiesc. Și am spus așa, în fiecare căsuță pe care eu, sau biserică sau vestigiu pe care eu l-am construit, titorit, el pune o bucată de suflet. Și el nu-și vinde bucățile de suflet. M-a impresionat și mi-a plăcut. Va rămâne cumva, mi se face pielea de găină de câte ori spun, fiecare casă va fi dăruită și nu va fi vândută. Felicitări, mulțumesc, promit să am grijă de ea. Eu păstrez, să știți, amintirile, sunt chiar setată pe a ști fiecare lucrușor de unde vine. Mergem mai departe. Mulțumesc încă o dată, să mai pomenim și o să o vedeți, dragii mei, aici la Dale Dimineții foarte des. O altă căsuță. Da, casa aceasta este după modelul casei surorilor gemene din Maramureș, Suzana și Daciana Vlad, pe care le-am dăruit-o cu ocazia lansării unui CD acum 2 ani, cred că am fost la festivalul de la Cluj și ca să nu mă duc, cum am zis eu acolo, n-am venit cu mâna goală, nici cu greu cum vi la moară, am venit să vă dau un dar, casa la acest festival sau ceva de genul. Ceva nu mai de genul, așa. Da. Da, ea se află la Săliștea de Sus, unde e casa, casa bunicilor, transformată deja într-un mic muzeu, unde toți artiștii care doresc merg acolo și își fac videoclipuri, filmulețe. Ea se află undeva acolo, în interiorul casei și eu mă bucur că am putut să... Casa sufletului, ca așa spunem. Da. E superbă această asta este poză. Ultima, da. Asta este ultima lucrare pe care eu am făcut-o. Mi-am dorit de mult să o fac, dar n-am știut figurinele, le-am cumpărat. Da, de normal. Pe și tot am văzut poze și mă gândeam să nu... știu eu, să mă păcălesc, să iau niște figurine care, chiciuri sau da, așa. Da. E, până la urmă am găsit ceea ce mi-am dorit și da, am realizat lucrarea asta pe care am dăruit-o, să zic, și episcopiei, dar ea se află la biserica de la stați să mă gândesc și la hramul Nașterea Maicii Domnului din Micro, de la Trident, de acolo,
Biserica de acolo. Am așa. Înțeles. Biserica Mare, care e acolo. Biserica Mare, da. Unde e și protopopiatul. Da. Acolo este. Deci, dragii mei, dacă vreți să le vedeți, le găsiți. Mai avem, mai puteți vedea undeva că mai sunt. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Aici ce avem? Este lucrarea, nu, cea mare. Lucrarea de pe masă, da, așa. Este biserica de lemn de la nou așezământ care poartă hramul Arsenie Boca. Așa. Se află pe dealul Paiului, unde pe vremuri cei mai vârstnici știu unde scria Deva 700 cu brazi. Așa. Se vede de pe variantă când mergi cu mașina spre ieșire din oraș, spre Sfântul Halb, se vede acolo în vârful dealului și acolo urmează să se construiască o mănăstire. Așa, și sper cât de curând să pot să o duc acolo și să o donez. O bucată de suflet pleacă acolo la mănăstire. Dragii mei, în curând putem să o vedem. Ce avem aici? E cu tricolor. Asta, da, asta este prima biserică, prima lucrare pe care am făcut-o. Așa. Este biserica din satul părinților și bunicilor mei de la Târnava, lângă Brănișca, așa, pe care am făcut-o din lemn. Așa să zic, cunoscătorii poate să-și dea seama. Ea este din lemn de brad. Doar acoperișul este din lemnul ăsta, lemn de bals, așa îi spune, cu care lucrez eu acum. La vremea nu știam de lemnul ăsta și m-am apucat să o fac și da, are și tricolor pentru că am dăruit-o de 1 decembrie părintelui Marius Ciprian Pop. Așa, deci nu mai este nici la Deva, este a undeva plecat. Pe la Cluj. Da. A plecat la Cluj. Mergem mai departe. Asta e minunată. Care a fost? Asta e un cadou, presupun, exact, pentru un copilaș. Pentru copilașul prietenilor mei, la care le-am dăruit și căsuța aia. Doamne, și am zis la botez să nu mă duc cu mâna goală. Am făcut un pătuț. Așa, la repezeală, am avut o păpușică așa, pe care o cumpărasem în ideea că fac lucrarea de înainte cu nașterea lui Isus. Și dacă tot am avut păpușica, zic, hai să fac și lucrarea. Și cum spun, nimic nu e întâmplător. Da. E foarte mică, e în miniatură, din poză nu ne dăm seama. Dar e foarte mică lucrarea. Acolo jos, dacă vedeți, are un sertăraș care se trage, deci nu e numai fața. E funcțional. Da, se trage și acolo pentru scutece. Mergem la următoarea poză. Aici ajungem la regretatul Drăgan Muntean. Da. O lucrare de suflet. Da, de mare, de mult suflet. Da, am avut ocazia să-l cunosc pe Drăgan Muntean. Nu pot să spun că am fost prieten, că știți, unii spun, l-am cunoscut pe cutare sau l-am văzut, prieten cu mine. Nu. Ne știm de multă vreme, așa, și da, regret plecarea lui. Căsuța poate fi văzută? Căsuța este la Muzeul Drăgan Muntean de la Poienița Voinii, acolo. Fiecare lucrare, am spus, are poveste. O paranteză, vă întrerup acum. Da. Vedeți dumneavoastră, la asta că acoperișul e altă colorat culoare. Și vedeți pomișor și iarbă și asta. Trebuie să spun. Dăm cezarului trebuie să spun și să... Uite, am ocazia să-i mulțumesc. Eu colaborez cu o doamnă de la Hunedoara, și dau numele, cred că nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Doamna Dana Ile. O felicităm. O adevărată artistă. Doamna, cred că multă lume a fost la muzeul Trenulețului de la Hunedoara. Tot ce verdeață, pomi, tot ce e acolo, în afară de trenulețe, îs făcute de dumneai ei.
Și uite așa aflăm, da, cine va trece pe la Dale Dimineții, pentru că în curând, pentru că am aflat cine e doamna Dana, o să o chemăm aici la Dale Dimineții cu prima ocazie să ne arate ce face și domnia sa cu mânuțele, două mânuțe minunate, pentru că face lucruri minunate și eu am aici în platou, să vedeți imediat o căsuță care are ceva de la doamna Dana, e cu verdeață, uite, mulțumesc Rosi, altă căsuță, altă verdeață, nu mă pot ridica, o avem în platou, dragii mei, da, o vedeți aici, aici, exact ce povesteam. Verdeața e tot de la doamna Dana, da. Și are acoperiș din fuior, da, care ar vrea să fie, da, paie. Da, și acoperișul e tot făcut de doamna, da. Casa este casa memorială Crișan de la Ridița. De la Moț de acasă. Putem? De la Moț de acasă. De la Moț, da, da, da. Ea de curând a fost renovată, cred că la ora actuală e deschis, adică se poate vizita. Ea acum este făcută așa cu acoperișul, cu șindrile, cum sunt lucrările astea ale mele, dar eu am vrut să o fac cum era așa pe cum vremuri, fost cu paia. La acum, vremea ei. Nu, este foarte frumos cum o aranjat doamna acoperișul și... Nu, am încercat să fiu cât mai aproape de lucrarea propriu-zisă, de casa propriu-zisă. Nu. Probabil și asta o să ajungă la undeva, ori acolo, ori la... O să vedem, o să stabilim. O să vedem, că o să ne povestească. Dacă îi urmărim Facebook-ul domnului Olariu, o să vedem exact unde ajunge fiecare căsuță. Mergem mai departe și povesteam ieri de Brâncuș, eu am o idee, o curiozitate, ați făcut poza în fața televizorului și se vede becul acolo, că parcă e da, luna, da. Nici dacă ați fi vrut n-ar fi ieșit. Da, și eu am mai multe poze cu lucrarea asta. Îmi caut locuri prin casă unde să le fac. Fiică-mea mi-a mai tot băgat de vină, tati, când să alegi, nu, sunt să vadă aia. E, și atunci am ales-o pe asta și da, am văzut și eu lumina aia de acolo, pare și a fi luna. Da, da. Eu când am văzut-o, unde a ajuns lucrarea? Dacă cineva se uită atent, mă văd și eu acolo, da, în ecranul, da, televizorului. Și eu m-am uitat foarte atent la... Lucrarea asta am dăruit-o unui tânăr, unui prieten, să zic așa, care e chiar din Târgu Jiu. Doamne ajută! Da, și mă bucur că i-a plăcut. Mergem mai și... departe. Așa, aici ce avem? Da, tot așa, o căsuță mai simplă decât asta, făcută de cei mai simplă. Am făcut-o într-un timp mai scurt, cred că o săptămână am lucrat la ea. Am niște prieteni care sunt plecați de mulți ani în Noua Zeelandă, au venit pe la părinții, așa, și... Și-au luat căsuța sufletului cu ei. Nu era făcută. Au văzut lucrările astea ale mele și știu ce am făcut pe Facebook, cum mă urmăresc. Le-a plăcut și atunci am hotărât, hai, cât mai stau ei pe aici, și la... Așa, și căsuța e în Noua Zeelandă. Acum e în Noua Zeelandă. O bucată de suflet e da, departe de casă. Să vă spun, au dus-o cu mare teamă că nu-i voie să transporti lemn. Și am zis, mă, dar nu-i lemn bușten și ăsta, dar ce asta mică, nu. Ori scăpat, ori avut noroc. Mai lasă puțin poza, Rosi, nu te duci mai departe. Avem și pisii acolo. Da, e unul din ajutoarele dumneavoastră, nu puteam. Câți pisici aveți? Doi, da. În dimineața asta ne-am întâlnit în fața IPH-ului și îmi povestea domnul Lariu că a trebuit să se înțeleagă cu pisicii înainte să plece de acasă, pentru că ei sunt importanți. Se vede mărimea casei, dându-ne seama după mărimea pisicii. Exact. Îi dau lacrimile. De ce nu i-ați adus aici la noi la emisiune?
Păi, am avut și pe prietenul lui Amigo pe șuier, puteam să aduce și de pisici. Cum să vă spun, în prima fază umblau pe aici, pe jos, da, la cota zero, să zic așa, și după aia începeau să se urce pe aici, să inspecteze, să... Putem încerca într-o dimineață, eu chiar aș încerca lucruri inedite la dale dimineții. Mergem mai departe, că deja a trecut o jumătate de oră de când atunci... suntem în direct și vreau să povestim că noastră scrieți și poezie. Da. Și da, o avem, e aici, aici, lângă noi. Așa, asta este lucrarea. Este biserica din satul Bejan, de la Șoimuș de aici, care cu mulți ani în urmă a fost demontată și dusă la București, la Muzeul Oțelanului Român. Întâmplător am trecut de vreo 2-3 ori pe acolo și mi-am pus în gând, da, trebuie să o aduc. Și mai dă o lacrimă acasă. Și mai pune o bucată de suflet și s-a dus și a adus biserica acasă. E în miniatură. Nu are, vedeți? Nu are perdele, da, pentru că nici biserica de acolo nu are, nu perdele. Are perdele. Deci biserica nu este funcțională, doar se poate vizita din exterior, înăuntru nu cred că intră lumea. Asta va rămâne acasă? Nu o trimiteți la Muzeul Țării Române? Nu, că acolo nu e. Îi găsim locul. Îi găsim locul. Da, da, da. O să vedem unde-i locul bisericuței, așa. Mergem mai departe, pentru că eu vreau să vedeți o minunăție. Aici avem tot o bisericuță. Da, biserica de la Tei. Teiu, da, da, dacă nu greșesc. La ieșire din județul Hunedoara. Asta m-a rugat cineva să o fac. Să o fac. Că vor să o dăruiască, cred că nu e nicio supărare, vor să o dăruiască episcopiei. Foarte frumos. Și întâmplarea a fost că mi-au zis, cred că undeva în data de 5 mai, acum vreo 2 ani, zice, da, știi, nouă ne-o trebuie pe când 22 vine Preasfințitul să sfințească biserica și asta. Vă dați seama, 5 mai, deci 2 săptămâni. No. Și am făcut-o așa, adică Dumnezeu m-a ajutat, că n-am crezut că pot să o termin așa repede. De când pune Dumnezeu și, mâna, ce să mai vorbim, sporul crește. Da. Mergem la următoarea, Rosi, te rog, din suflet. Aici, grădina bunicii, vă spun eu unde e donată, la Vața de Jos, nu greșesc, nu, așa? Așa este. O vedeți la muzeu. Tot acea doamnă v-a ajutat. Da, da, doamna Dana. Se ocupă de cum se zice, peisagistică în miniatură. Știți ce? Eu am dus lucrarea și doamna m-a întrebat, îmi dați voie să mă joc prin curte? Poftiți! Da. Foarte frumos. Sunt curioasă deja să o cunosc. Acolo și parii ăia cu fân și tot absolut, tot absolut. Asta este... Aici eram într-o zi de primăvară, după cum văd eu, la răsaduri acolo. Da, așa era se o zi pare, de primăvară, zic eu așa. Casa din stânga... Are și animale, are, da, am văzut. Păi ideea cu această lucrare așa a pornit, că am găsit animăluțele astea. Vedeți, sunt și acolo purcei, capre, purcei, măgărușul, da, așa. Le-am găsit la magazin. Le-am cumpărat și am zis, mă, trebuie să le dau. Căluțul și mânzul, viață, da, e, da, 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 e superb. Regret, anul ăsta când o să merg la festival, la festivalul Taragotului, promit să intru la muzeu. Anul trecut, mea culpa, am apucat să plecăm, a început ploaia, ne-am grăbit, am vrut să intre materialul, pentru că eram pe repede înainte, nu am apucat să o văd. Asta este, mă scuzați că vă întreb, casa din stânga, așa să zic, în proporție de 90-95%, casa străbunicilor mei de la Târnava. Vă aduceți aminte, da, așa? Sigur, da, da, da. În detaliu? Da, da, da. Casa din stânga este și acum. Am înțeles. Este și acum. Nu mai este a străbunicului, că așa au fost, au vândut-o de mult și așa.
Și celelalte din gospodărie anexe sunt ce mi-aduc eu aminte. Nu sunt chiar așezate, așa, nu erau așezate chiar așa, le-am așezat eu ca să poată să vadă din... Da, erau și ele acolo cu grajd, cu șură, cu car, ajungem cu tot absolut. Mergem un pic mai departe, da. Să ajungem așa, o altă bisericuță. Da, ea este... aici pe Eminescu, la biserica de la cimitir, dacă nu greșesc, biserica Sfântul Vasile, Vasile cel Mare sau cam așa, sper să nu greșesc, am făcut-o la rugămintea părintelui Dobrei, care slujește acolo la biserica. Ea se află în biserică, în altar acolo și deci poate se, fi poate, se poate vedea când se deschid ușile în timpul slujbei, se poate vedea acolo pe masa. Acum e afară undeva în biserică. Mergem mai departe și ajungem la minunăția. E superbă, dragii mei, e foarte ușor de văzut, pentru că e aici, în centrul Devei, la catedrală, mi-a explicat domnul Olariu, undeva în partea dreaptă, după cum se și vede în poză, în dreapta altarului, acolo unde se cântă în strană, să zic, da, da, da. Unde stau bărbații care cântă în strană, e de vis. Vreau să merg să o văd în realitate, pentru că sunt de-a dreptul impresionată de poză. Putem să vedem aceste lucruri minunate. E deosebită lucrarea, e, nu știu, cât timp, bine, știu că durează, lucrați puțin, iar faceți, iar vă întoarceți, mai faceți alta, iar vă întoarceți. Dar totuși așa, dacă am pune minut peste minut, că ieri ați purtat o discuție cu Petronela aici, când ați adus căsuțele și tot ce ne-ați adus ieri, puse una peste alta, dacă ar fi să adunăm, cam cât timp ați alocat acestei lucrări? Păi să zicem așa, vreo 10 luni adunate. Eu am făcut-o pe perioada a 3 ani, să zic așa. Am început partea de așa. Sus în decembrie 2019. După aia câteva luni n-am mai lucrat, după aia am început cu turnurile mari, turnurile mici, toate alea și... în final, în 2021, de Hramul Bisericii Adormirea Maicii Domnului, am terminat-o. Tot așa vedeți pomișorii, verdeața, gardul și tot ce e acolo, să văd și niște omuleți pe acolo. În 2021, în 14 august, seara după slujba de vecerni, am dus acolo. Și de Sfântă Mărie, da, am avut bucuria să primesc, să zic, mulțumiri din partea episcopiei pentru... Și mulțumesc, Rosi, parcă mi-a citit gândurile, așa cum spun de fiecare dată, nimic nu e întâmplător. A fost ultima poză din această dimineață, am luat-o invers, îi mulțumesc lui Rosi și nu întâmplător gândul meu a fost, ați primit mulțumiri, ați primit binecuvântarea Preasfințitului care a plecat dintre noi, e regretat de foarte multe ori, de foarte mulți dintre noi, îi simțim lipsa, de nu că Părintele Preasfințitul Nestor nu ar fi aproape de sufletul nostru, dar Părintele Gurie a fost cumva un înger pe pământ, un înger care la propriu și-a deschis aripile de foarte multe ori, pentru că știu foarte mulți oameni ajutați în mod direct de domnia sa, Dumnezeu să-l odihnească, neapără de acolo de sus, l-ați cunoscut, v-a influențat viața, v-a adus pace, v-a adus liniște și v-a încurajat să creați și altceva, și vorbim de poezie, puneți gândurile pe hârtie și ele sunt publicate în Dacia Creștină, eu n-am știut că există așa ceva până astăzi, e revista
Episcopiei Devei și Hunedoarei. Devei și Hunedoarei, dragii mei, unde găsim poezii, gânduri adunate sub formă de strofă, ceea ce eu am citit la începutul, ne găsim cuvintele, aveți o da. Poezie, da. Haideți să trecem peste această emoție și da, să încercăm când, să citim câteva rânduri și pe urmă să poți. Ne povestiți de, de... Da, când vorbim da. De Preasfințitul, nu pot să nu ai emoții și nu. Așa. Am avut bucuria, până să citesc poezia, am avut bucuria să-l întâlnesc față în față la un parastas al lui Drăgan la Leșnic. Stăteam undeva prin curte după ce s-a terminat parastasul și dumnealui mergea spre biserică. S-a bătut din drum și a venit la mine. Nu mă așteptam, sincer, să nici nu știu dacă m-am adresat cum se adresează unui înalt prelat, să zic așa. Dar m-am adresat așa, cu emoții și cu asta. Și am schimbat câteva vorbe, așa, și da, i-am spus de ce am venit acolo și că mai scriu așa în amintirea celor plecați din lumea asta câte un vers și atunci dumneavoastră i-a zis, o să le duceți la noi, la revista Episcopiei, Preasfințite, nu sunt poete, am spus eu, dar nu duceți ca așa, să începe așa. Și din 2017 am bucuria să colaborez cu revista Dacia Creștină, poezii cu temă religioasă aici. Dacă mi este îngăduit să citesc una din ele... Acum mama vreau, da. Acum mama, acum mama, mama. E, aia o atunci, doresc da. Și vă spun și de ce o doresc pe aia, pentru că timpul merge bun. Mult prea pe repede înainte. Am înțeles. Da, pentru că ne apropiem de ziua luna Marte, ziua, luna Marte e ziua mamei, ziua femeii, ziua îndrăgostiți la cum dragobete, nu? Am selectat o poezie dedicată femeii și mamelor și asta. Da. Ea este mama ai noștrilor copii, este bunica ce-i plimbă în parc pe ai lor fii, este mireasă, este și noră, femeie în casă, este și doctor câteodată, este soție devotată, este un înger pentru toți, pentru al ei soți, pentru copii, pentru nepoți, este femeia aleasă, este omul ce nu te lasă atunci când ești la greu, de aceea ea merită să o iubești mereu. Și atât de mult o iubește, pentru că în momentul în care am purtat o discuție ieri, a spus, pot să vin cu chimeșa, cu sută de mama? Ceea ce poartă domnul Olariu în această dimineață e cu suflet, dragii mei, e cu dragoste, pentru că atunci când bătrânii noștri și tinerele frumoase, tinere care astăzi coase, sunt foarte rare, știți că noi am făcut și din Ținutul Pădurenilor, fiecare împunsătură de ac e o binecuvântare. Ele spun rugăciuni, sunt convinsă că mama domnului Olariu a spus de foarte multe ori în Tatăl nostru și a dat o binecuvântare la fiecare împunsătură de ac. E mare lucru da, să porți o cămeșe cu sută de mama. Aveți emoții? Da, este normal când vorbești despre mamă, vorbești despre oameni dragi să ai și eu așa mai emotiv cum să... Da, și mulțumesc pe această cale mamei mele că și lui Dumnezeu că încă mă pot bucura de prezența ei aici. O salutăm, o salutăm și pe doamna Olariu, cu siguranță dacă nu a văzut emisiunea în direct o să o vadă pe Facebook sau pe YouTube, dragii mei, acolo unde emisiunile rămân.
Vreau să trecem într-o notă mai veselă, poate reușim să-l scoatem pe domnul Lariu din starea de emoție. Amintiri vă leagă de viață până astăzi, frumoase amintiri de foarte mulți artiști. Nu o să mai avem timp să trecem viața domnului Olariu în revistă, o să spun eu pe repede înainte, a fost electrician, astăzi e pensionar și mi-a povestit așa, eu nu vreau bani pe munca mea, pe arta mea, așa, eu sunt binecuvântat de la Dumnezeu și am tot ce-mi doresc. Au fost cuvinte care m-au impresionat. Și zice că atunci când dăruiești, primești înzecit înapoi. Vedeți că mai sunt oameni care cred în ceea ce eu cred și încerc să aduc în fața și în sufletele dumneavoastră în fiecare dimineață. Ați primit o familie frumoasă, o pensie, sunteți... nu că banul n-ar fi important, dar e important, că fără el nu se poate. Dar cum reușiți să găsiți partea aia financiară, să faceți astea, emiteți o dorință lui Dumnezeu și Dumnezeu face o minune și cheltuie foarte mulți bani, dragii mei, pentru că vine la toate festivalele. Îl văd de foarte multe ori pe lângă scenă, ne face poze, nu doar mie, la toate vedetele. E mereu alături de noi. Cum găsiți bunăstarea financiară, să spunem așa, să faceți toate aceste lucruri minunate și să ne lăsați amintiri, pentru că noi avem amintiri pe Facebook datorită dumneavoastră. Da, nu am fost niciodată și nici nu o să fiu om bogat material. Am suficient cât am nevoie și da, din puțin, să zic așa, cât am, reușesc să fac și lucrările astea. Legat de festivaluri, da, este un regret al meu că n-am ascultat în tinerețe de una din surorile mele care tot îmi spunea să vin la Ansamblu Silvana, la dansuri populare, când s-a făcut Ansamblu Silvana. Eram la vremea aia mai rușinos, așa, mai copil, mai rușinos, mi-era rușine să... Așa, și nu m-am dus. Ei, și de acolo pasiunea pentru folclor, pentru muzică, pentru portul popular și... da, atunci mi-am găsit liniștea, pentru că eu mă hrănesc cu... Exact asta cu... vreau să spun. Astea au fost cuvintele. Da, cu muzica, cu folclorul, cu doinele în special, de-aia și scriu, am multe poezii, nu mă laud, dar am multe poezii și publicate pe Facebook, că Facebook-ul de fapt este cartea mea de poezie, în amintirea artiștilor care au plecat din asta lume. Și pentru cei care sunt la festival, care vin, trăiesc și vin la festivalul și ne încântă, nu, le mai scriu câte un rând, două acolo, după... Da. Ne scrie Adrian Mureșan. Bună dimineața, Manuela Maria Ionescu. Bună dimineața, Adrian Mureșan. O zi frumoasă tuturor. Mulțumim. Sunt membri ansamblului Hațegana. Adrian Mureșan. N-aș vrea doamna Manuela Maria, nu știu, Ionescu. Carmen Puiu, o prietenă de la Hunedoara. Bună dimineața, Carmen. E Carmen de la Casa de Cultură pe care noi o cunoaștem. Daniela Enea ne spune bună dimineața și o salutăm pe o Dani. Salut și eu pe doamna. Am aflat în dimineața asta că îi leagă o frumoasă prietenie pe domnul Vasile Enea și pe domnul Olariu. O să ne vedem la spectacol în 3 martie, mai e puțin. Dragii mei, în 3 martie la Casa de Cultură din Hunedoara va fi spectacol dedicat mărțișorului. Dar invitat de onoare e sărbătoritul, pentru că împlinește frumoasa vârstă de 65 de ani. O să revenim cu detalii. Ne spune Daniela, bună dimineața. Constantin Pandia ne spune bună dimineața, salutăm toată echipa pentru emisiune și pe invitatul nostru. Dorin, multă sănătate. La Mulțumesc. Fel vă dorim.
Maria Hinț. Bună dimineața, tanti Maria, și mulțumim că sunteți alături de noi. E bunica Bianca, ne spune bună dimineața, o zi frumoasă. Claudiu Achim a fost live, nu știu dacă mai e, dacă mai e, îl salutăm, îi spunem bună dimineața. Romi Marina ne spune bună dimineața. Ia, mulțumesc. Uite, Enea Vasile se uită și zice așa, Enea Vasile. Bună dimineața, felicitări pentru emisiune, felicitări invitatului dumneavoastră Dorin Olariu, prietenul tuturor evenimentelor culturale. Așa e, Nea Vasile. Și sper să ținem legătura strânsă, uite, să strângem, așa cum am vorbit și cu Bogdan în Toma, să strângem cercul odată între noi și pe urmă să dăm mână cu mână și să încercăm să promovăm, dragii mei, pe orice cale, casa noastră. Județul Hunedoara. Eduard Hinț ne spune bună dimineața. Știm că ai ajuns cu bine din Delta. Mulțumim pentru poze. O să le folosim într-o emisiune viitoare. Bună dimineața, Edi. Te așteptăm alături de noi. Cătălin Bălan, bună dimineața. Felicitări pentru aceste frumoase emisiuni. Oameni minunați, salutări întregii echipe și domnul Olariu e instructorul de la ansamblu profesionist Drăgan Muntean, care astăzi se pregătesc pentru noua deplasare. În curând vedem unde pleacă ansamblul profesionist Drăgan Munteanu. Drăgan Muntean, venim cu detalii, dragii mei, în curând. Pregătește niște poze, dar nu am... mulțumesc, dar într-o altă emisiune, Rosi, îți mulțumesc, fără Rosi, eu spun, Rosi e sufletul, ochii și urechile mele. Parcă comunicăm prin telepatie. Mereu găsește calea să întregească vorbele mele și venim cu dovezi. O să le folosim și acele imagini cu Preasfințitul. Da, mă întorc foarte scurt pentru cei care l-au iubit, îl poartă în suflet, știa să aleagă oamenii, ne binecuvânta. Nu conta unde ne întâlnea, dar primeam binecuvântarea lui. Nu știu, da, mulțumesc. Îl aducem mereu în vorbă, îl aducem mereu în sufletele noastre, îl aducem mereu în gândurile noastre, pentru că știm că el nu ne va părăsi niciodată. Va fi mereu aproape de noi. Dumnezeu să-l odihnească, sunt ferm convinsă că e acolo, că e îngerul care ne privește de sus și sunt ferm convinsă că ne ghidează pașii spre o lume mai bună. Rosi, din degetuțe, câte minuțele mai avem? Mai avem 10 minute. Vreau să-mi povestiți despre o altă... Da, vreau să vă treacă emoțiile. Da, sper să... Așa, și ne ducem către Prislop. Pentru că tot așa, o apropiere sufletească vă poartă încolo. Părintele Arsenie Boca e prezent în casele hunedorene. Nu cred că există casă județul Hunedoara unde să nu existe ceva care i-a adus de acolo, de la mănăstirea, nu pământ, nu floi. Știu sigur că nu. Dar știu că sunt icoane pe care măicuțele le pregătesc, le aduc, noi le putem cumpăra. Pentru că acei bani, teoretic, sunt o donație către mănăstire, dacă stăm să privim lucrurile așa cum sunt de drept și să nu plecăm urechea la alte... O apropiere sufletească de părintele Arsenie Boca. Ce înseamnă părintele Arsenie Boca pentru Dorin Olariu? În una din poeziile pe care le-am scris și nu mă laud, am scris destul de multe în ultimii ani despre părintele Arsenie Boca, așa am scris, tu sfântul meu. Da. Spuneați înainte că se găsește în casele multor hunedoreni, multor oameni și în sufletele oamenilor și în sufletul meu în special.
am avut ocazia, nu l-am cunoscut personal pe părinte, că la vremea eram prea tânăr și nu eram eu așa, da, eram tânăr. Am pe cineva, am un unchi, un frate de tatălui meu care stă în Silivaș și nu, e mai în vârstă și merge tot mereu la mănăstire și așa din discuții din ăsta am reușit să mă duc pe acolo și da, trebuie să mărturisesc că ceea ce am simțit și ceea ce simt de fiecare dată când mă duc acolo, adică că părintele există încă și dincolo de mormânt. Da, eu cred că există și de fiecare dată când noi mergem acolo, este în jurul nostru. O întâmplare numai așa scurtă, m-am dus mai repede decât trebuia să mă duc la evenimentul respectiv, m-am dus pe la biserică și am stat pe banca de deasupra mormântului. Credeți-mă, mi-au venit în minte niște versuri, ca și cum cineva mi-ar fi dictat. N-am avut pe ce scrie, am cerut unei măicuțe, mi-a dat o hârtie de a de scrie pomelnicele la biserică și un pix și exact ca după dictare am scris, le-am mai aranjat eu un pic după aia la urmă. Deci, eu cred, unii poate zic, mă, povești că așa, dar eu cred că de acolo de sus, Sfințeasa ne veghează și ne ajută. S-a cutremurat pământul la propriu anul trecut, dragii mei, și să, județul Hunedoara a devenit panicoși, pentru că de acolo, din Târgu Jiu, a venit cutremurul până aproape de noi, de Deva. L-am resimțit de vreo 2-3 ori, chiar noi aici, în direct. Cumva știu oameni care s-au dus, s-au rugat. Eu vreau să cred că Părintele ne-a demonstrat încă o dată că există. Și că, așa cum spun de fiecare dată, Hunedoara, județul ăsta, e un tărâm, un pământ binecuvântat. O să încercăm prin emisiunile noastre să aducem cumva în sufletele dumneavoastră, în casele dumneavoastră, pe telefoane, pe toate device-urile pe care ne primiți alături de dumneavoastră, această credință că suntem hunedoreni, chiar dacă nu suntem prin naștere, așa cum sunt eu, dar suntem hunedoreni, pentru că aici, acasă la Hunedoara, e casa sufletului nostru. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc de invitație și... Și vă promit să ținem aproape. Nu sunteți singuri, mai suntem. Și mai sunt și alți îngeri cărora nu le vedem aripile. Rămâneți alături de noi, ținem aproape și o să vedeți că lucrurile vor fi bine. Pentru că trebuie să existe credință că nimic nu ne poate dărâma atâta timp cât noi dăruim din iubirea noastră lui Dumnezeu. El ne va dărui înzecit. Nu plecăm din emisie, mai avem 2 minute. Ne apropiem de Dragobete, dragii mei. Sâmbătă vom sărbători românește, că m-ați tot criticat că l-am promovat pe Valentine's Day. Iată că vine și ziua cea mare și ne dăm mână cu mână, o mână de iubire, un dram de fericire. Și unde credeți că mergem? La Reno, dragii mei, pentru că Marius Vitan ne va purta pe aripile muzicii românește, în stilul nostru românesc. Salutăm echipa de la Reno, le mulțumim. În 24 februarie, dragii mei, Marius Vitan, DJ-ul nostru de la Reno, ne pregătește sufletele pentru a putea iubi românește. Haideți să ne distrăm la Reno. Salutăm pe Alin, o salutăm pe Roxana, le mulțumim și rămânem aproape, că doar suntem români, nu degeaba zicem că dăm mână cu mână. Mâine dimineață
E 23 februarie și acum sunteți curioși, pentru că e clar, nu? Ceva trebuie să facem deosebit, că e în apropierea zilei de Dragobete. E și vineri, nu cânt eu, vă promit, dar nu e nici folclor. Ce credeți? Cine vine mâine dimineață? Va fi cu muzică, va fi românește și invitatul de aici, de platoul Daleri Dimineții, va fi o voce bărbătească. Ia ziceți. Surpriză. Sau, spun, Lorand. Lorand va fi mâine dimineață alături de mine, aici, la Daleri Dimineții, să cântăm, să vorbim despre ce înseamnă dragobetele la noi, la români. Până mâine dimineață, dragii mei, eu pot doar așa să vă spun că vă iubesc, așa cum vă iubesc în fiecare zi. Și că vreau să vă rog, dacă mă iubiți, dăruiți și dumneavoastră din iubirea dumneavoastră celui de lângă voi. Mai știi ce va fi